am revenit, discutăm despre festivalul Zilele Elvira Godeanu. Spuneam mai devreme, înainte de pauza de publicitate, despre gorjenii care doresc să participe la aceste spectacole. Spuneți-mi cum pot face, de unde pot procura biletele? Da, biletele se pot procura de la Agenția Teatrului, de la Casa de Bilete. Aș sugera să se grăbească pentru că mai sunt foarte puține. Vreau să spun că în primele patru zile după ce am pus biletele în vânzare, s-a vândut 75% dintre spectacole. S-au vândut 75% în 4 zile. Și adică, așa cum spuneam, unele spectacole se joacă cu casa închisă. Da, spectacolul Teatrului Odeon este vândut sold out. Știu că la Teatrul Metropolis, la Oana Pelea și Mihai Sandu Gruia mai sunt undeva, ieri cel puțin, mai erau vreo 20 de bilete, deși joacă 2 zile. La Teatru Act, iarăși tot așa 20 de bilete, vreo 10-15 bilete mai sunt la Gala Premiilor. La Piersic mai sunt, deși el joacă deja în iunie, început să se cumpere și pentru iunie. Mai sunt doar vreo 45 de bilete în total, așa că cine dorește să se grăbească un pic, pentru că asta e, spectacolele sunt, să știți că sunt persoane care vin și cumpără aproape calup. Am avut cazuri în care s-a cumpărat la absolut, a venit o persoană și a cumpărat pentru toate spectacolele 2 bilete. E un, vedeți, atâta vreme cât nu înșeli credința publicului, pentru că cu și publicul să fie nu pot. Și oameni care apreciază actul teatral. Asta înseamnă că festivalul și concepția lui este făcută în așa fel încât ea mereu satisface gustul estetic al spectatorilor care vin și cumpără aceste bilete. Repet, bucuria mea, fie că vorbim de teatrul nostru sau de teatrele din țară. Până la urmă, competiția este cu noi înșine, cu nimeni altcineva. Faptul însă că, vedeți dumneavoastră, adică dacă am vorbit absolut sincer și așa trebuie să vorbim până la urmă, vă imaginați că ar fi sinucigaș din partea mea să fac un festival național de teatru de asemenea anvergură în condițiile în care spectacolele teatrului nostru nu ar fi de foarte bună calitate. Pentru că dacă s-ar întâmpla asta, atunci lucrurile ar fi foarte simple. Publicul ar aștepta luna mai în fiecare an când se vine festivalul și vine la festival, le vede pe alea de la București și pleacă acasă. Ori, bucuria mea este aceea că în fiecare an numărul spectatorilor la spectacolele noastre de teatru, ale Teatrului Elvira Godeanu, crește în fiecare an. Practic este o curbă ascendentă din 1993, de când am deschis și până acum. Ceea ce spune multe despre calitatea pe care spectacolele teatrului nostru o are. Îmi povesteați mai devreme că acest teatru, deși este cel mai tânăr din țară, se clasează printre cele mai bune. Da, suntem în primele 13-14 teatre din România în momentul ăsta, din punctul de vedere al numărului de premiere, numărul de spectatori raportat la populația orașului, număr de abonați. La abonamente suntem pe primul loc. Nu există asta în România. Asta urma să vă întreb, da, pentru că știu că teatrul este pe loc fruntaș la numărul de, da, abonamente. Da, suntem pe locul întâi de departe. Am un coleg director la teatru din Brăila care ne-am întâlnit undeva la București într-o comisie, mă rog, așa. Și când am intrat acolo, zice, a glumit cu mine și mi-a zis, zice, a venit și regele abonamentelor din România. Adică
Faptul că am reușit să facem lucrul ăsta, așa cum spuneați, suntem, rămânem totuși cel mai tânăr teatru din țara asta, are 24 de ani, teatru de la Iași are 200 de ani, Timișoara, București. Suntem într-o competiție și clasarea noastră, chiar dacă, mă rog, poate nu are un clasament, poate nu are atât de mare importanță, dar pentru noi, pentru pentru actori, în primul rând, faptul că sunt așa de bine văzuți și aplaudați în fiecare seară, într-un număr destul de mare, de mare de spectacole, așa cum spuneam, avem undeva la 30.000 de spectatori pe stagiune, ceea ce spune, pe la o sală de 200 de locuri, ceea ce spune foarte mult. Aș vrea să vă întreb referitor la sală, pentru că discutam despre numărul de locuri și că foarte multe spectacole se vor juca, bineînțeles, în două zile, întrucât nu a existat capacitate să găzduiască toți doritorii. Spuneați la un moment dat că veți juca spectacole și la Bumbești și Jiu și că ați vrea să se întâmple acest lucru și la Motru. Cu Bumbejiu, cu Sadu, am semnat împreună cu domnul primar de acolo un parteneriat. Practic vom juca toată stagiunea noastră, de spectacole din stagiunea noastră. Sigur, aici nu poate nu chiar toate, dar pentru că e vorba de spațiu. Sala, scena teatrului de la Bumbejiu este cam mică și atunci acele spectacole care încap să se pot, care pot juca acolo, le vom juca. La Motru, iarăși, avem un parteneriat, așteptăm ca în sfârșit să ia avizele de la ISU, pentru că eu am fost acolo, am fost și în sală, vreau să spun că sala este perfectă. Nu are niciun fel de problemă, chiar a fost reparată. Sigur, e vorba de acele avize pentru niște coșuri speciale, de securitate specială. După întâmplarea de la Colectiv, astea au devenit draconice și atunci, ori acolo, noi avem o experiență la Motru, pentru că acum 5 ani de zile noi am avut pur și simplu stagiune permanentă în Motru. Adică tot ce a văzut orașul Târgu Jiu a văzut și Motru. Intenționăm să facem lucrul ăsta și nu numai cu aceste două localități. Vrem să extindem un pic, o să mergem și la Tismana, o să mergem și la Polovraci. Ați reușit să discutați cu autoritățile încât să vedeți dacă există posibilitatea ca unele reprezentații să fie jucate pe scena Casei de Cultură? La Casa de Cultură nu se poate pentru că e închis. Nu mai e voie să se joace spectacole. Noi am avea, deci dacă până care la urmă se aici în Târgu Jiu, unde ați identificat e așa singura sală în care putem juca, da, ca spațiu este singura. Din păcate, pentru că din câte am înțeles eu, problema Casei de Cultură este o problemă juridică până la urmă, deși știu foarte clar că există și intenția ca Consiliul Județean și Consiliul Local să o preia împreună, dar am înțeles eu că se așteaptă în acest moment ca valoarea datoriilor pe care, vă dați seama, casa n-a mai plătit datorii către stat, valoarea acestor datorii până la urmă să fie egală cu costul acestei clădiri. Aici a fost o întreagă poveste, exact cum spuneați, o parte juridică, până se va rezolva. Da, din păcate lipsește, pentru că mie mi-ar folosi, vă spun foarte sincer, practic eu aș putea să dublez Festivalul de Teatru Zilele Elvira Godeanu dacă aș mai avea o sală. Dar sunteți condiționat de spațiu. Sunt condiționat de acest spațiu, însă și nu am mai mult de 200 de locuri, asta e, n-avem ce să facem. Dar în timp sper ca povestea asta să se rezolve acolo la Casa de Cultură și să devină un spațiu în care să putem să jucăm. Acum mi-e pare rău de altceva, îmi pare rău de faptul că înainte de a muri Liviu Dafinescu obținuse ca a fostul cinematograf Dacia de la Castelul de Apă
să devină sala lor de spectacole. Și chiar mi-aduc aminte că m-a chemat de vreo câteva ore, am stat împreună și am cu hârtiile în față, așa, cu desenele în față, pentru că eu construisem deja, noi construisem aici teatru și îl interesa legat de proiect cum ar fi mai bine pentru viitoarea sală, pe care, la care visa foarte mult, trebuie să spun lucrul ăsta. Din păcate, lucrurile au luat o altă întorsătură și, da, și actualmente se află. Dar ar fi fost extraordinar, altceva. Pentru că așa, după cum arăta proiectul la acel moment, ar fi putut să fac o sală de 280 de locuri, foarte interesant, da? Acum, până la urmă, ar fi rămas în patrimoniul municipiului Târgu Jiu. Evident, evident, da. Asta însemna să fie benefic și pentru alte instituții de cultură. Sigur. Care urmau să organizeze evenimente. Nu sunt numai spectacole de teatru, doamne iartă-mă, pot fi spectacole de balet, spectacole muzicale. Noi, oricum, și așa, tot pe spațiul ăsta, în parteneriatul pe care îl avem cu Școala Populară de Artă, aici joacă o dată pe lună, în ultima joie din lună, este Lira Gorjului, care are concert. Pe lângă astea sunt concertele noastre organizate de teatru cu domnul Florin Berculescu, care sunt odată la două luni. Adică ne preocupăm și de viața muzicală, tot noi o susținem, tot Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, tocmai pentru ca iubitorii de muzică să poată să găsească un spațiu în care să ascult muzică clasică, nu se poate asculta oriunde. Pentru că vorbeați despre acele concerte educative pe care le realizează domnul Florin Berculescu, aș vrea să vă întreb, pentru că știu că aveți foarte multe parteneriate, așa cum spuneați, și cu dumnealui realizați aceste concerte pentru copii și îmi povesteați că doriți să extindeți perioada dacă va avea succes acest proiect, și aș vrea să vă întreb dacă într-adevăr a dat roade. Și totodată știu că erau realizate și acele spectacole de lectură teatru la Biblioteca Județeană Cristian Tel. În legătură cu spectacolul, încep cu ultima întrebare, a depășit inclusiv așteptările noastre. Deja face socoteala. Noi ne propusesem inițial ca tempo să fie odată cam, pentru că doar am lansat proiectul anul trecut, să fie odată la o lună jumate, două, un spectacol de teatru lectură. Dar solicitările pe care le-am avut ne-a făcut pur și simplu în acest moment să facem spectacole lunar. Vreau să spun că este așa o emulație din punctul ăsta de vedere. Am terminat cu zona de Caragiale. Intrăm acum pe dramaturgie românească clasică. Este un succes nebun, ar zice eu. Repet, chiar neașteptat. Ne-am imaginat că poate fi interesant. Dar faptul ăsta că sunt spectatori care vin și sau cititori, mai degrabă să-i numim, de la Biblioteca Cristian Tel, care vor să participe și să se înscriu acolo pentru rolurile din spectacolele pe care noi le propunem. Acest melanj între actori și publicul, amatori până la urmă. Până la urmă, da, oameni care nu au legătură cu meseria asta. Dar în acest fel și elevii poate își pot descoperi dragostea pentru teatru ca și spectatori, dar și să urmeze o carieră în acest. Vreau să spun că au fost și elevi care și-au dorit, studenți de asemenea, persoane mature, 50, 60, 70 de ani, deci a fost, pentru noi, repet, este un succes nebun, nu mă așteptam la acest succes și la acest parteneriat pe care îl avem cu biblioteca să funcționeze atât de perfect. Chiar venit lucruri neașteptate. Da, chiar glumeam acum ultima oară, am zis, zic, domnule, la un moment dat o să ne forțați să schimbăm locul și să facem un spectacol de teatru lectură chiar pe scenă, adică să intre 200 de spectatori să vadă cum funcționează acest sistem de teatru lectură. Zona de concerte educative, pe noi ne preocupă foarte mult chestiunea asta, pentru că de ce? Este vorba în primul rând și de zona muzicală, dar și de zona teatrală, pentru că concertele sunt muzică și teatru. Pentru că, așa cum vorbeam adineaori, este foarte important pentru noi
să ne construim publicul. Noi avem și acest lucru de făcut. Vedeți dumneavoastră, dacă tot vorbeam de Iași, unde sunt 200 de ani de istorie teatrală și muzicală, la vârf, ori acolo, nu directorul Teatrului Național din Iași, nu directorul Filarmonicii din Iași se duce să caute spectatori și să-i aducă la filarmonică sau la teatru. Acolo lucrul acesta se întâmplă acasă, adică acasă îi se spune copilului de mic, deci trebuie să te duci la grădina botanică, la teatru, la filarmonică, la operă, la... Deci este trimis de acasă, pentru muzica clasică, pentru că de mici. Există această chestiune, cum să spun, rămasă din generație în generație în interiorul familiei. Ori, este aici, mai greu mai târziu când el este adolescent, evident, când da, intră în diverse cercuri. Ori aici, neexistând așa ceva, noi practic a trebuit să ne asumăm și acest lucru. Adică, pe lângă faptul, pe lângă construcția în sine acestei instituții, a teatrului, sau a spectacolelor muzicale clasice, a trebuit în același timp, strict în același timp, să construim și publicul. Ori, lucrul ăsta n-a fost ușor deloc, trebuie să fiți de acord cu mine, pentru că nu este ceva pe care să poți obliga pe cineva să vină. Este doar în funcție de oferta pe care tu o faci, de politica repertorială pe care tu o propui. Dacă ea stă în picioare, dacă ea este viabilă, dacă ea place publicului, numai atunci în aceste situații ai succes. Dacă nu, lucrurile rămân doar la stadiu de proiect și cam atât. E o muncă foarte grea, trebuie să recunosc. Eu glumeam cu la un moment dat aici și cu colegii și spuneam că eu, dacă aș fi director la Teatrul Național din Iași, eu n-aș ști ce să fac. Pentru că, vedeți dumneavoastră, acolo toate lucrurile funcționează de 200 de ani și ele funcționează aproape automat. Ori aici trebuie să le faci chiar pe toate. Tot timpul să te implici în absolut orice lucru care se întâmplă. Că faci o expoziție, că faci un spectacol, că faci o premieră, că faci tot timpul. Să fie o muncă de convingere. Exact. O muncă ori, astfel încât să iasă spectacolul bine. Da. Și... pe de altă parte trebuie să te preocupi de fonduri. Lucrurile astea la teatrele celelalte din România nu se întâmplă. Adică chiar am stat, glumă în glumă, dar am zis, domnule, dacă aș fi director la Iași, cred că aș veni doar la repetiție sau atunci când se semnează niște documente, pentru că restul funcționează singur. Aici lucrurile nu stau așa. Noi am trebuit să construim teatru, trupa, spectatori. Ori lucrul ăsta a fost îngrozitor de greu. Și mențineți, pentru că și să menținem standardul. Adică, pe de o parte, pe de altă parte, să oferi atât de multe variante, atât de multe feluri, modalități de exprimare teatrală în fiecare an, să faci festivalul ăsta care funcționează, iar de la anul se va complica și mai mult devenind internațional, pentru că toate trupele acelea stradale vor fi chemate din străinătate, va fi și este o muncă teribil de face socoteala. Noi deja pentru festivalul de anul viitor lucrăm deja de o lună. Adică... ați discutat deja cu acele trupe de care, am obținut deocamdată adresele acestor instituții. Urmează comunicările să le facem în luna iunie, așteptăm în luna iulie feedback-ul și după aceea să putem, pentru că în general spectacolele de teatru stradal sunt chemate la orice manifestare în Europa, la zile ale orașelor mari. La noi, România, din păcate, sunt mai puțin cunoscute. Doar la nivelul Sibiului și la București. Mai puțin la București, dar și la București. Acest spectacol de teatru. În schimb, în vest, în Europa, spectacolele stradale, mai ales pe timpul verii, sunt nenumărate, pentru că este o formă primară, dacă doriți, a de recepție a acestei meserii. Și comedia de la arte,
Tot așa a început, exact, ca o reprezentație în stradă, bineînțeles, acolo a început. Ori, lucrul ăsta va fi extrem de complicat, dar sunt convins că publicul din Târgu Jiu anul viitor va avea, se va bucura foarte mult și, în plus, se face o imagine Târgu Jiu, pentru că, după cum ați văzut, de-a lungul fiecarei zile a festivalului de la Sibiu, la orice post de știri, e vorba despre orașul Sibiu. Ori, același lucru se va întâmpla începând de anul viitor și cu Târgu Jiu. Veți încerca să aduceți și aceiași actori ca și anul acesta sau o aveți în atenție? Nu, și vor fi care... mult mai mulți și aceștia, dar mult mai mulți. Vor fi inclusiv spectacole importante, vorbesc de zona festivalieră, spectacole care se duc în străinătate, spectacole cu carieră artistică festivalieră internațională din România. Nu sunt foarte multe, dar există și îi vom aduce la Târgu Jiu. Inclusiv, așa cum vă spuneam, pe directorii de teatre. Presupun că veți aduce și din Italia, pentru că știu că aveți, da, o colaborare, da, inclusiv cu domnul Achille Roseletti. Cu domnul Roseletti chiar am făcut un parteneriat special chiar acum, anul acesta. Dânsii de la Umbertide au legături, conexiuni cu două teatre franceze și împreună cu ei și de acum și cu noi, pentru că am semnat și noi parteneriatul acesta, așteptăm ca proiectul comun al acestor 3 sau 4 teatre, România, Italia, Franța, să devină realitate, să putem accesa, de fapt, dânsii fac proiectele, ei accesează fondurile europene, care nu înseamnă, de fapt, nimic altceva decât că trupele din Franța, trupa din Italia vor veni în Târgu Jiu și în România pentru a plimba puțin spectacolele. Va fi un fel de schimb de experiență. Exact, iar același lucru se va întâmpla cu trupa noastră în Italia și în Franța. Am semnat acest parteneriat și mă aștept ca el să dea roade chiar la sfârșitul, spre sfârșitul acestui an. Cam așa cred că se va întâmpla. Acum, avem foarte multe proiecte și e totul foarte, cum să spun, riguros. Și... Da, este riguros pentru că, vedeți dumneavoastră, evenimentele, eu sunt împotriva, sunt chiar furios un pic, ghilimele, bineînțeles, pe acei oameni care spun că pentru orice chestie de o simplitate de, așa, dezolantă, oricărui lucru îi spune eveniment. Nu. Evenimentul se judecă strict, dar strict, în raport cu persoanele care văd acel eveniment. Adică ce, ce vizibilitate are evenimentul. Amploare. Ori, faceți socoteala, suntem o sală, repet, cu 200 de locuri. Vom avea 5.000 de oameni aici. 5.000 de oameni în această lună, numai în această lună, pentru festival. Adică, care trebuie să plece mulțumiți și să se întoarcă. Da, ori vedeți dumneavoastră, lucrurile și chiar banii se împart uneori pentru niște evenimente care au sub 0,1% vizibilitate. Ori lucrurile astea nu e în regulă, pentru că dacă acei bani ar veni către instituțiile care fac performanță și care dovedesc în fiecare an că fac performanță, atunci, firește, nu s-ar întâmpla nimic altceva decât că evenimentul ăla produs de aceste instituții ar crește exponențial și s-ar face cunoscut și mai mare, adică ar deveni și mai important. Ori, vedeți, forma asta de subordonare, care este, mă rog, ea mai există prin Europa de Est doar. În Europa de Vest, cultura nu este subvenționată, ea este lăsată liberă să producă, să se dezvolte și să crească singură, ajutată de stat aici colo. Dar această formă de a ține sub obroc un pic, pentru că vedeți dumneavoastră, până când cineva dintr-un birou care nu are legătură cu meseria asta stă să se gândească dacă evenimentul ăla X sau spectacolul ăla
ce înseamnă el, nu are capacitatea suficient de rapidă de reacție pentru a promova evenimentul și a scoate bani din el. Ori, până îl promovează, trece. Exact. Problema noastră este că noi suntem profesioniști. Ori, dacă eu aș avea, adică această subordonare din punct de vedere financiar ar fi tăiată, așa cum s-a întâmplat în vest, lucrurile, vă spun, ar avea foarte multă lume, foarte mari surprize, pentru că oamenii, noi, colegii mei și oricare artist din teatrele din România ar ști ce să facă cu banii și mult mai rapid și mult mai bine. Pentru simplu motiv că atunci am lucrat pentru noi. Și atunci, lucrând pentru noi, calitatea nu se mai pune la... Pentru că, vedeți, chestiunea asta că dacă îți dau bani, îți dau bani mai puțin. Dacă îmi dai bani mai puțin decât mi-a cerut un scenograf, nu e în regulă. Pentru că scenograful a cerut 10 lei, pentru că... mai puțină, pentru că până la urmă fiecare... Despre asta e vorba. Adică nu se face... Noi nu am face în această variantă, nu am face niciodată rabat la meserie, pentru că nu se poate. Oricum nu se poate, dar ținerea sub obroc a acestei povești de către stat s-a dovedit în Europa de vest că nu... că ea n-a funcționat. Și acolo s-a făcut acea revoluție acum vreo 60-70 de ani, când teatru, statul a renunțat, n-a mai finanțat, punând în schimb nimic altceva decât o lege a sponsorizării, care însă folosește foarte tare celui care dă bani. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ales să ne fiți astăzi alături și să ne fiți gazdă a emisiunii, pentru că ne aflăm la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. Pe dumneavoastră, cei de acasă, vă invităm să luați parte la toate spectacolele care se vor derula cu ocazia acestui festival și, ce să vă spun, pentru anul viitor vă doresc să aveți un succes răsunător, să devină festivalul internațional și să ne bucurăm, pentru că este important ca odată cu numele teatrului și numele județului nostru să fie dus mai departe în România și, de ce nu, în străinătate. Din 2000 de ani, teatrul nu este decât în slujba cetății. Atât. Întotdeauna a fost așa. Mulțumim încă o dată. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor de acasă, care ne accesați site-ul www.cultura.ro. De asemenea, vă invităm ca în fiecare duminică de la ora 22 să accesați rubrica Cultura în Imagini pentru a viziona aceste emisiuni realizate de noi. Vreau să vă spun că ne puteți vedea și pe postul local TV Sud în fiecare luni de la ora 21. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!